Care sunt top 3 cei mai bogați candidați de pe lista partidului dumneavoastră? N-avem noi așa bogați, cum încearcă să acrediteze boierii socialiști. Diferența dintre boierii socialiști și colegii mei, colegii mei au făcut banii corect și nu i-au ascuns, dar nu prin scheme, nu din culioace, din munca lor și-au expus afacerile, au făcut afaceri aici, au făcut afaceri psihotare. Sunt oameni simpli, care nu-și etalează luxul, investesc în educație, în educația copiilor lor și așa mai departe. Asta e valoarea. Iar toate afacerile lor sunt declarate și nimeni nu ascunde nimic. Cum vă asigurați de onestitatea și integritatea candidaților de pe lista partidului dumneavoastră? Sunt oameni care au dovedit timp de 5-6 ani de zile cele mai complicate timpuri, ca zic așa, pe timpul Plahotniuc, ulterior și al lui Dodon, oameni care au rezistat presiunilor. Oameni care și-au riscat afacerile, joburile, mă refer aici la cei care sunt în sectorul public, profesori, medici. Deci asta pentru noi contează, că oamenii au rezistat la presiuni mult mai mari.